la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă. În emisiunea de astăzi la Ordinea Zilei ne vom ruga pentru Ucraina, pentru Rusia, pentru România, pentru Europa și pentru lumea întreagă. I-am invitat pe câțiva dintre ascultătorii noștri să înalțe o rugăciune către Dumnezeu în aceste vremuri tulburi pe care le trecem și mai ales în zona în care ne aflăm. I-am invitat pe Lidia Dobrin, Gabi Răducan, Dana Sala, Adi Hudulin, Adi Țepeș, Luci Oșanițchi și Alex Neagoie să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru situația prin care trece lumea în acest moment. Haideți să ascultăm aceste rugăciuni și să ne unim și noi în rugăciune înaintea lui Dumnezeu pentru rezolvarea cu bine și cu pace, pentru încetarea războiului, pentru lucruri care sunt după voia lui Dumnezeu. Uniți-vă în aceste rugăciuni împreună cu ascultătorii noștri. Doamne, Tu ești Dumnezeul suveran peste națiuni, ești suveran peste popoare. Numele Tău este mai presus de orice nume. În timp ce națiunile se frământă și cugete lucruri deșarte în inimile lor, noi știm că Tu ești cel uns să împărățești, ești cel uns să domnești. Tu ai sceptrul de domnie în mâinile Tale. Și, Doamne, îți cerem împărăția Ta să vină și voia Ta să se facă pe pământ, voia Ta să se facă printre popoare. Îți cerem să Te înalți printre națiunile pământului. Ne rugăm, Doamne, chiar pentru inimile președinților. Tu să le îndrepți încotro vrei, ca și un râu de apă în mâinile Tale, pentru împlinirea planurilor Tale. Ne rugăm să primești glorie, ne rugăm să fii cinstit de ei, ne rugăm ca frica de Domnul să vină peste inimile lor. Îți cerem, Doamne, să iei această situație și să o întorci înspre folosul împărăției Tale. Ne rugăm pentru o vreme a trezirii, Doamne, chiar în Rusia, în Ucraina. Ne rugăm ca mulți oameni să ajungă să cunoască mântuirea lui Dumnezeu. Ne rugăm suflete pierdute și depărtate de Tine să vină la mântuire. Fă să răsară lumina peste aceste națiuni, fă să răsară lumina peste aceste popoare. Doamne, noi sfinții Tăi ne ridicăm să spunem faptul că lumina luminează în întuneric și întunericul nu poate birui. Numele lui Iisus chemăm viață peste popoare, chemăm pacea lui Dumnezeu să umple națiunile. În numele lui Iisus. Tată Ceresc, venim înaintea Ta și îți mulțumim că ești Domnul și Stăpânul acestui univers, Doamne. Îți mulțumim că ești Domnul creației. Tu ne-ai creat pe fiecare dintre noi, popoare, națiuni, Doamne. Trăim aceste momente tensionate, Doamne, și ne rugăm pentru pace. Da, Doamne, Tu ești Domn al păcii, Doamne. Tu ai adus dragostea și iubirea în lumea noastră, Doamne. Vedem această situație chiar din Ucraina, Doamne, unde oamenii suferă și sunt în această situație groaznică de război, Doamne, de frică, teamă. Doamne, îndură-Te de acest popor, Doamne. Ne rugăm să binecuvintezi Tu acest popor, Doamne, chiar și pentru cei care trec prin aceste momente tulburătoare, Doamne. Vrem ca pacea Ta să fie și să domnească peste sufletele lor. Dorim un har mântuitor peste poporul ucrainian. În același timp, Doamne, ne rugăm și pentru cei din Rusia. Doamne, știm că acești soldați îndeplinesc anumite ordine și anumite jurăminte, Doamne. Dar ne-am dorit să vedem că lucrurile se liniștesc, lucrurile vor merge într-o situație sau se vor duce într-o direcție de liniște, de pace, Doamne. Da, dă-le înțelepciune acestor lideri, Doamne, chiar celor din Rusia, celor de la Kiev, Doamne, din Ucraina, Doamne, liderilor europeni, Doamne. Avem nevoie de pace în universul acesta, în lumea noastră, în realitatea în care trăim, Doamne. Dar Tu ești Domn al istoriei, Tu știi care este prezentul cel mai bun, viitorul încotro merge, Doamne. Tu cunoști toate aceste lucruri, dorim ca voia Ta să rămână suverană, Doamne, și să conduci lucrurile în direcția în care Tu voiești, Doamne. Noi ne bizuim pe dragostea Ta, pe mila Ta, pe îndurarea Ta, Doamne, și vrem să vedem slava și puterea Ta la lucru. Amin. Doamne, Tu ești locul nostru de adăpost. La Tine venim acum, când în jurul nostru se surpă temeliile și Te rugăm în bunătatea Ta să privești cu îndurare spre noi. Iartă-ne și primește-ne așa cum suntem. Primește rugăciunea noastră pe care o înălțăm pentru frații și surorile din Ucraina. Ocrotește, Doamne, pe toți cei care nădăjduiesc în Tine și protejează-Ți copiii în numele Domnului Iisus, Te rugăm.
Îndură-te de toți ce aflați sub asediu, de cei care fug încercând să-și scape viața, de mamele și copiii care stau la graniță și așteaptă să fie lăsați să treacă, de bărbații care au rămas să-și apere țara. Doamne, te rugăm și pentru poporul rus, dă-le ochi deschiși să vadă, să poată să se împotrivească războiului. Iar în ce privește pe conducătorii lor, te rugăm, limitează răul pe care vor să-l facă. Ai milă, Doamne, și de unii și de alții și nu lăsa să se extindă acest flagel. Doamne, te rugăm și pentru Republica Moldova, unde sunt frații noștri de neam, dar unde avem și atâția frați și surori de care ne doare. Te rugăm, Doamne, îndură-te de ei, apără-i Tu, protejează-i. Te rog, Doamne, și pentru țara noastră, România, te rog, apără granițele țării noastre, revarsă pace peste poporul Tău, dă-ne înțelepciune, putere și inimi bune ca să putem ajuta. Fă-ne lumini, Doamne, în aceste vremuri de întuneric. Fă să fie slăvit numele Tău în viețile noastre. Noi știm că tot ceea ce este scris trebuie să se împlinească. Pune în noi nădejdea întâlnirii cu Tine. Ajută-ne să nu ne bazăm pe oameni, ci pe ajutorul Tău. Avem nevoie de Tine mai mult ca oricând. Îți mulțumesc că toate promisiunile Tale sunt da și amin. Până când Tu vei pune piciorul pe pământ și vei instaura pacea sau până ne vei chema la Tine, ajută-ne ca noi să fim cei care aducem speranță într-o lume lipsită de speranță. Fii Tu nădejdea noastră, Doamne, acum și întotdeauna. Amin. Doamne, astăzi mai mult ca oricând, venim înaintea Ta în mijlocire pentru Ucraina. Te rugăm, Doamne, să îți întinzi Tu mâna asupra acestei țări, Doamne, și să o binecuvintezi. Te rugăm, Doamne, pentru încetarea războiului din Ucraina. Te rugăm, Doamne, pentru protecția cetățenilor ucrainieni și pentru frații și surorile noastre în credință de acolo. Venim înaintea Ta și te rugăm frumos să-i mângâi Tu pe cei care au pierdut persoane dragi. Și în același timp, Doamne, venim înaintea Ta și știm că Tu ești în control. De aceea îți mulțumim că nimic nu se poate întâmpla fără să fie îngăduit de către Tine. Aducem înaintea Ta pe toți conducătorii țărilor puternice pe care te rog frumos Tu, Doamne, să-i inspiri să ia decizii înțelepte. Și mă gândesc aici la toți cei care pot influența într-un fel sau altul războiul de acolo, inclusiv la conducătorul Rusiei. Doamne, vin înaintea Ta și știu că Tu poți să oprești acest război. De aceea, te rog frumos, Doamne, să o faci și te rugăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Doamne, venim înaintea Ta și îți mulțumim, Doamne, că suntem copiii Tăi, mulțumim că Tu ne-ai creat, mulțumim pentru tot ceea ce am primit de la Tine, mulțumim că te îngrijești de noi așa de minunat, Doamne. Doamne, venim înaintea Ta și te rugăm, Doamne, să te atingi de toți aceia care suferă. Doamne, avem frați și surori în Ucraina, Doamne, te rog să îi binecuvintezi, să îi întărești, să îi ajut să rămână credincioși, Doamne, să le dai putere să treacă peste toată această situație, Doamne. Doamne, noi știm că ești în controlul tuturor lucrurilor, Doamne, noi știm că Tu îngădui lucrul acesta, dar te rugăm, Doamne, să ai milă de toți aceia care suferă, sunt copii, sunt bătrâni, Doamne, sunt familii dezmembrate, Doamne. Doamne, te rog să te atingi de ei, Doamne, să te atingi de poporul ucrainean, Doamne, și te rugăm, Doamne, ca să dai Tu înțelepciune celor care sunt la conducere în aceste zile, Doamne, să pui Tu pace, Doamne, să pui Tu liniște, să pui Tu pacea care vine de la Tine și întrece orice pricepere în inimile lor și în mintea lor, Doamne. Doamne, te rugăm să ai milă de ei, să ai milă de toți cei care suferă după acest război, Doamne, și te rog, Doamne, să faci Tu ceea ce este mai bine pentru fiecare dintre noi, Doamne. Noi ne încredem în Tine, pentru că Tu ești stânca noastră, Tu ești turnul nostru de scăpare. Te rugăm și pentru România, Doamne, să o binecuvintezi Tu, Doamne, să binecuvintezi fiecare om care face parte din acest popor. Doamne, te rog să ne ajut să ne întoarcem fața către Tine și să Te căutăm din toată inima, Doamne, că știu că atunci vom fi binecuvântați, Doamne.
Te rog, Doamne, să binecuvintești și autoritățile care sunt în fruntea țării noastre, Doamne, președintele, să binecuvintezi Parlamentul, Doamne, te rog, Doamne, Tată, să-i întorci pe toți cu fața către Tine, Doamne, și să te înduri de ei și de noi, Doamne. Ajută-ne să căutăm fața Ta din toată inima și din tot sufletul și Tu să fii binecuvântat în veci. Amin. Doamne Tată, venim și în ziua de astăzi cu mulțumiri înaintea Ta că suntem copii ai Tăi răscumpărați prin Domnul Iisus Hristos. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ne-ai binecuvântat până în aceste clipe. Îți mulțumim că ne-ai îngăduit să trăim într-o țară pe care Tu ai pregătit-o pentru noi. Doresc așa de mult ca Tu să binecuvântezi această țară, să o binecuvântezi cu oameni care să-și întoarcă fața spre Tine, să o binecuvântezi cu pocăință și am dorit așa de mult să pui în inima noastră dorința de a Te cunoaște tot mai mult, de a Te iubi pe Tine și de a iubi semenii noștri, de a iubi pe cei care sunt în necaz. Ne gândim cu durere la frații noștri din Ucraina și la tot poporul din Ucraina. Doamne, revarsă-ți bunătatea și uită-te cu milă și îndurare la ei. Salvează-i, Doamne, și ajută-i ca și în această încercare să-și întoarcă fața spre Tine. Te binecuvântăm că Tu ai un plan minunat, Doamne, și nimeni și nimica nu poate sta împotriva planului Tău. Cu îndurare, uită-te, Doamne, peste popoarele acestea și adu pacea, adu, Doamne, o înțelegere între oameni. Vrem, Doamne, ca Tu să-i liberezi, în primul rând, de păcat și din acest război care este groaznic pentru copii, pentru femei, pentru bărbați. Doamne, orice întristare, orice teamă, orice frică, Te rog să o scoți din inimile noastre și pentru că Tu ai un plan, știm că voia Ta e bună și desăvârșită, vrem, Doamne, ca ea să se facă în viața noastră, în viața tuturor credincioșilor și îți mulțumim că vei lucra mai mult decât putem sau gândim noi. Amin. Tată Ceresc, binecuvântăm numele Tău cel Sfânt. Te lăudăm ca stăpân al întregului univers și îți mulțumim că prin Fiul Tău ne-ai dat ocazia să Te cunoaștem ca Mântuitor al nostru. Doamne, venim în fața Ta și continuăm să strigăm pentru țara vecină, pentru Ucraina și pentru toată situația care este acolo și în lume. Doamne Dumnezeule, îndură-Te și intervino Tu și pune Tu stabilă acestei nenorociri care se abate peste lume și nu lăsa, Doamne, să ia proporții mai mari. Tată Ceresc, Te știm că ești un Dumnezeu atotputernic, Te știm că ești un Dumnezeu îndurător. De aceea apelăm la Tine cu îndrăzneală și ne rugăm, Doamne, pentru toți copiii, pentru toți oamenii nevinovați care sunt acolo și care au nevoie de ajutorul Tău. Doamne, îndură-Te și dăruiește-le protecția Ta și nu lăsa, Doamne, ca alte victime să se mai adauge. Doamne, ne rugăm pentru negocierile care au astăzi între Rusia și Ucraina. Omenește, pare imposibil ca ceva să se rezolve și să ajungă la o încetare a focului în cadrul acestor negocieri. Dar, Doamne, noi strigăm la Tine și Te rugăm să faci lucrul acesta. Doamne, ne rugăm pentru populația din Rusia, pentru toți cei care nu sunt de acord cu ceea ce face conducerea lor. Doamne, dăruiește-le curaj, dăruiește-le protecție și lor, ajută-i, Doamne, să poată interveni și fă, Doamne, ca presiunile lor să aibă efect asupra lui Putin și a celor din jurul lui. Doamne, dincolo de ceea ce pot să facă oamenii prin negocieri sau cu orice altceva, cu arme, Te rugăm să Te înduri și să intervii Tu. Ești Domnul Păcii, Te cunoaștem ca Dumnezeu care iubești pacea și înțelegerea și de aceea Te rugăm, Doamne, restabilește pacea în lume. Ne rugăm pentru toți factorii de decizie din țările occidentale. Ajută, Doamne, să știe cum să intervină și ce trebuie făcut. Ne rugăm, Doamne, pentru România. Doamne, protejează-ne și pe noi de ceea ce s-ar putea întâmpla mai rău.
Doamne, dăruiește putere, înțelepciune, inspirație tuturor celor care vor să intervină și să ajute pe cei care sunt la necaz acum. Ajută-ne să știm cum să facem lucrul acesta cât mai eficient și cât mai bine. Și, Doamne, nu în ultimul rând, strigăm încă o dată către Tine, Doamne, oprește-L Tu pe Vladimir Putin din demersurile acestea nebune pe care le-a început și nu-L lăsa, Doamne, să mai aducă alte victime. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ești la lucru, mulțumim că ne putem încrede în bunătatea Ta. Slăvim numele Tău cel Sfânt și Te lăudăm, Tată, Fiu și Duh Sfânt, acum și în veci. Amin. Amin. Doamne, ascultă-ne rugăciunile. În emisiunea La Ordinea Zilei de astăzi, i-am invitat pe câțiva dintre ascultătorii noștri, pe Lidia Dobrin, Gabi Răducan, Dana Sala, Adi Hudulin, Adi Țepeș, Luci Oșanițchi și Alex Neagoie, să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru situația prin care trece lumea în acest moment. Dumnezeu să ne asculte rugăciunile, sper, pentru fiecare dintre cei care ascultați această emisiune, că v-ați unit în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, continuați să vă rugați, continuați să înălțați rugăciuni înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ai milă, Doamne, oprește, dacă anii trecuți ne rugam, Doamne, oprește pandemia și pandemia este cam terminată, acum ne rugăm, Doamne, oprește războiul. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.